Ziua Serbiei a fost marcată și pe clisura Dunării, prin manifestări organizate de primăriile comunelor Svinița și Eșelnița. În deschiderea festivităților, prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, alături de vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionica Negru, dar și de deputatul PSD, Cornel Folescu, s-au întâlnit cu oficialitățile sârbe, după care împreună au participat la un moment festiv, marcat de iluminarea podului Mraconia în culorile celor două țări învecinate și de un spectacol de dansuri populare sârbești oferit de un grup de copii. Serbia sărbătorește pe data de 15 februarie ziua statalității. Stretenia aceasta a fost marcată și celebrată și pe clisura Dunării de către primarii comunelor Eșelnița și Svinița, unde se află o comunitate impresionantă de sârbi. La eveniment au fost prezenți Ștefan Tomasevici, ambasadorul Republicii Serbia, împreună cu Vladan Tadić, consul general în cadrul Consulatului Timișoara și reprezentanți ai administrației publice locale din Kladovo și Majdan Pek. Au sărbătorit Ziua Națională a Serbiei în România pe podul prieteniei de la Mraconia. Din partea autorităților locale române au participat prefectul Alin Isuf, Ionica Negru, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, primarii comunelor Svinița și Eșelnița, iar Parlamentul României a fost reprezentat prin deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu. Bună seara tuturor! Excelența voastră, domnule ambasador al Republicii Serbia în România, domnul Ștefan Tomasevici, excelența voastră, domnul consul general din Timișoara, domnul Vladan Tadić, domnule deputat, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean Mehedinți, domnilor primari ai comunelor Eșelnița și Svinița, stimați invitați, mă bucur că am prilejul ca prima dată în calitate de prefect al județului Mehedinți să am onoarea de a întâlni distinși aspeți de rang diplomatic înalt, precum domnul ambasador, domnul consul general, și într-o zi cu totul specială pentru o țară specială, o țară prietenă și vecină, Republica Serbia, care astăzi sărbătorește Ziua Națională, ziua de 15 februarie, cu o semnificație deosebită în istoria poporului sârb. Vreau să felicit organizatorii acestui eveniment, sufletul acestui eveniment, cum se spune, domnul primar Curici, domnul primar Vâșcă, care au imaginat acest eveniment într-un cadru natural deosebit. Podul prieteniei este locul unde se împletesc cele două culturi și se promovează deopotrivă tradițiile pe care le-au moștenit vecinii sârbi, dar și pe cele românești, astfel că evenimentele culturale precum Festivalul Smochinelor sau Festivalul Țărilor Dunărene au dobândit poziții importante în calendarul cultural național și atrag în fiecare an un număr generos de participanți. Astă seară am participat cu mare plăcere la un eveniment, la o reuniune organizată de domnul primar de la Eșelnița în colaborare cu domnul primar de la Svinița, unde am avut onoarea să primim pe excelența sa ambasadorul Republicii Serbia și pe excelența sa consulul general al Republicii Serbia în România cu sediul la Timișoara. Vreau să spun că m-am bucurat foarte mult de invitația celor doi primari. Am fost alături de prefectul județului Mehedinți, de domnul deputat Folescu și de către distinși invitați. Cei doi primari s-au arătat foarte deschiși față de relația pe care
o avem cu Republica Serbia, ocazie cu care le-am urat un sincer la mulți ani serbilor de pe teritoriul României, cât și serbilor din toată lumea, deoarece astăzi este Ziua Națională a Republicii Serbia și s-a dublat cu vizita celor două personalități în județul nostru. Le-am urat la mulți ani și lor personal și ne-am bucurat de prezența lor și i-am invitat și le-am menționat faptul că oricând sunt bineveniți în județul Mehedinți. Deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, a fost de asemenea prezent la eveniment, acesta fiind onorat de invitație, spunând că se simte ca într-o mare familie, reprezentând atât comunitatea mehedințeană cât și Parlamentul României. Este o ocazie deosebită și o mare onoare pentru mine să fiu invitat la Ziua Republicii Serbia, zi care astăzi se celebrează și la noi pe Clisura Dunării, dat fiind faptul că aici avem o largă comunitate de sârbi și chiar m-am simțit, așa cum spuneam, onorat și în egală măsură mândru că pot reprezenta atât comunitatea mehedințeană cât și, dacă vreți, Parlamentul României la această deosebită sărbătoare. În egală măsură, mă numesc că bună parte din telespectatorii dumneavoastră știu că eu sunt cumva adoptat de comunitatea sârbă, dat fiind faptul că soția mea este de etnie sârbă și vreau să vă spun că am fost extraordinar de bine primit și în egală măsură bine tratat de concetățenii noștri de etnie sârbă. În încheiere n-aș dori decât să spun jive la Republica Iugoslavia, jive la România. Momentul festiv a fost marcat de iluminarea podului Mraconia în culorile celor două țări învecinate și de un spectacol de dansuri populare sârbești, oferit de un grup de copii. Astăzi, 15 februarie, este o zi foarte importantă pentru Republica Serbia. Republica Serbia sărbătorește astăzi Ziua Națională și Ziua Statalității statului sârb. Cu această ocazie, comunitatea sârbă din frumoasa zona Clisurii Dunării, împreună cu primarul comunei Eșelnița, domnul Marius Vășcă, care este un prieten adevărat al sârbilor, am organizat acest important eveniment și dorim ca împreună culorile de pe acest pod, de pe podul Mraconia, să se aprindă în culorile prieteniei, adică în culorile steagului sârbesc și steagului românesc. În comuna Svinița, peste 90% din locuitori sunt de etnie sârbă, iar datorită climei cu influențe mediteraneene, smochinul crește natural în livezi sau în grădini, ca și prunii sau alți pomi fructiferi, fiind cultivat în zonă de peste 500 de ani, astfel că evenimentele culturale, precum Festivalul Smochinelor sau Festivalul Țărilor Dunărene, au dobândit poziții importante în calendarul cultural național. Ambasadorul Republicii Serbia, Ștefan Tomasevi, prezent la eveniment, își dorește păstrarea unei colaborări prospere pentru ambele comunități de pe malul Dunării. Este o mare bucurie pentru mine să fiu prezent astăzi în acest cadru minunat pentru a participa la acest eveniment realizat de comunitatea sârbă din Clisura Dunării în parteneriat cu primăria Svinița și Eșelnița. Podul prieteniei de la porțile de fier 1 și porțile de fier 2 nu ar trebui să se oprească aici și ar trebui realizat și un al treilea pod. Pentru poporul sârb, ziua de 15 februarie este foarte importantă și cu această ocazie îmi doresc ca cele două popoare să trăiască în bună vecinătate și prietenie, iar colaborarea dintre noi să ducă la prosperitatea comunităților de pe cele două maluri ale Dunării. Fluviul trebuie să ne unească, nu să ne despartă. Datorită implicării primarilor din zonă, puțin mai sunt astăzi români și chiar europeni care să nu fi auzit de farmecul inegalabil al peisajelor din Clisura Dunării. De ani buni, zona aflată între Orșova și Svinița s-a dezvoltat puternic din punct de vedere al turismului și s-a umplut de pensiuni foarte căutate de români și nu numai. Turiștii vin la Orșova, Eșelnița, Svinița și Dubova, unde sunt captivați de impetuoasa sculptură în stâncă ce reprezintă chipul regelui Dag Decebal.